Bun găsit, dragi iubiți și frumoșii mei! Mamă, ce v-am complimentat din prima! Îmi place mult! Asta pentru că și voi mă complimentați pe mine în permanență. De-a lungul timpului am trecut prin super multe experiențe, la care și voi ați fost martori de cele mai multe ori. Și întotdeauna m-am gândit sau am căutat lucruri, oameni care să mă inspire, să îmi dea un hint, un push, să mă ajute să merg mai departe, să profesional, dacă vreți, poate de cele mai multe ori, să am pe cine să admir, să am de la cine să copiez ceva ce mi se pare genial, tocmai pentru că sunt într-o permanentă transformare și într-o permanentă autocunoaștere în dorința de a deveni, da, clișeistic, dar adevărat, cea mai bună varianta mea. Astăzi o să vă vorbesc despre câțiva oameni care mă inspiră, atât de la noi din țară, dar cu precădere din străinătate, pentru că, nu știu de ce, din păcate românii sunt puțini cei care au reușit să spargă barierele și chiar să ajungă să impresioneze o lume întreagă și să fie repere pentru noi toți. Însă da, îi admir pe toți cu siguranță, chiar dacă au făcut asta, chiar dacă nu, cred în frumusețea oamenilor și în puterea pe care ei o au. Tocmai de aceea, primul exemplu despre care vreau să vă vorbesc astăzi este Oprah Winfrey. Am spus-o de multe ori în interviuri, recunoscut așa între ghilimele treaba asta. Dacă mai auziți ceva din când în când, să știți că scârție scaunul, atât. N-am avut alifie să-l rezolvăm. Sau cine știe cine ce-a făcut pe scaunul ăsta. Sunt convinsă, eu am stat și m-am uitat la emisiunile Oprah. Oprah Winfrey este un om pe care îl admir de multă vreme, cred că de vreo 10 ani de zile. Atunci am descoperit-o prima dată, atunci am descoperit show-urile și de atunci m-am uitat la ea în dorința acerbă de a mă perfecționa, de a face lucrurile cu atâta naturalețe pe cum le face ea. În primă fază m-a inspirat din punct de vedere profesional și atât. Și absorbeam așa ca un burete absolut fiecare cuvânt, fiecare expresie, gestica, mimica. Încercam să înțeleg cum își caută invitații, cum și îi aduce. Încercam să-mi dau seama care sunt tehnicile prin care își construiește interviul, tocmai pentru a reuși să fie cea care a fost super apreciată și super premiată pentru emisiuni la nivel global, pentru emisiunile pe care le-a realizat. Ulterior am descoperit-o și ca femeie și ca filantrop, dar și ca un super puternic exemplu social și uman pentru noi toți. Este o femeie care crede în oameni, care iubește oamenii și care crede că puterea lor poate schimba lucrurile. Este o femeie de culoare și inclusiv din acest punct de vedere am admirat-o, pentru că a știut să arate, să demonstreze că poate, fiind naturală și găsind întotdeauna lucruri din ea care să o facă remarcabilă. Oprah Winfrey este o femeie remarcabilă. Îmi plac toate operele ei umanitare, mi se pare că se implică foarte mult în tot ce înseamnă lupta împotriva rasismului, în tot ce înseamnă ajutorarea copiilor. Îmi place umorul ei, cu toate că ea nu este recunoscută ca fiind o tipă extrem de, nu știu, glumeață, dacă vreți, dar umorul ei este extraordinar de fin. Mi-a plăcut tare mult motoul după care se ghidează, unul dintre motourile ei, pe care ar trebui cumva să-l iau și eu să-l aplic. Îmi place de plăcut, mi-e greu deocamdată să-l aplic, el sună cam așa: cea mai mare aventură pe care poți să o ai în viață este să trăiești viața visurilor tale. Și acum noi analizând textul și scoțând ideile principale din text, înțeleg eu din asta că ar trebui să trăim fiecare zi și fiecare clipă ca și cum ar fi clipa vieții noastre, clipa, ora, viața, ziua, visurilor noastre, și cu siguranță că am fi un pic mai fericiți și cu mai mult zâmbet pe buze. Următorul om care mă inspiră, nu știu dacă neapărat din punct de vedere profesional, asta pentru că, uite, aici greșesc. Nu țintesc atât de sus, cu toate că ar trebui să țintesc atât de sus. De ce nu țintesc atât de sus? Asta o să vorbesc cu terapeutul meu, dar asta este o cu totul altă discuție și probabil subiectul unui alt vlog. Richard Branson. Dacă nu știți cine este, dați un search pe Google. Richard Branson a construit un imperiu din tot ce se putea construi, cu legătură și cu fără legătură între ele.
pornind de la radio, ajungând la avioane, etc., etc. Are peste 400 de companii. Adică mi se pare că trebuie să fii brilliant, genial să faci asta, nu știu. Adică este om? În primul rând m-am întrebat, omul ăsta e om? 100% e ceva extraterestru? 100% are el ceva legături? N-ai cum să faci asta în viață? Ba da, uite că ai cum. Nu este extrem de chipeș, dar nici asta nu ne interesează până la urmă, atâta vreme cât vorba aia. E o sursă de inspirație pentru noi toți. De inspirație din ce punct de vedere? Acum da, repet, profesional, poate da, poate nu. Mi-e greu să cred că sunt mai mulți oameni în lume care pot să ajungă la același nivel sau să facă aceleași lucruri. Ce mi-a plăcut cel mai tare la el este că, deși are o avere estimată undeva la 5.2 miliarde de dolari, omul n-a ținut pentru el. Și asta apreciez enorm, toate operele de caritate în care se implică, toate lucrurile bune pe care le face pentru planetă, pentru copii, pentru oameni, pentru educație, tot sistemul ăsta educațional în care se implică, tot ce înseamnă viața socială a celor din jurul lui, pentru el sunt importante toate aceste lucruri. Și mi se pare că avem de învățat fiecare de la el. Da, ok, poate nu avem aceeași cifră de afaceri, da, ok, poate nu avem veniturile lui, doesn't matter, din puținul nostru. Asta vreau să transmit aici, m-a inspirat și asta fac și eu aproape în fiecare zi. Dau și altora, câte puțin, atât cât poți. Important e să arăți genul ăsta de compasiune, să arăți genul ăsta de empatie pentru toți cei din jurul tău, fie că vorbim despre un animal, fie că vorbim de natură, fie că vorbim despre oameni. Și cred că asta cumva e o lege a naturii și a firii. Făcând acest pas, lucrurile întotdeauna se vor întoarce înzecit pentru tine. Îl mai admir iarăși din punct de vedere, cum să-l numesc eu, aventuros. Deci omul este nebun. Omul se dă cu toate alea, cade din toate alea, se aruncă, se dă peste cap, își rupe oasele, nu contează, mai faci o dată. What? Adică în principiu eu după ce l-am născut pe Zian, eram inclusiv la volan, mult mai precaută, mult mai atentă. Aoleu, să mi se întâmple ceva, aoleu, să nu pățesc ceva, aoleu, aoleu, aoleu. Pe om nu-l interesează nimic, trăiește viața cu adrenalină maximă și cred că de aici își ia inspirația pentru toate lucrurile mărețe pe care le face. Pentru că am mai cunoscut oameni geniali și am zis așa întotdeauna, mă, dacă nu ești un pic nebun, e imposibil să fii genial. Deci cumva astea mi se pare că sunt mână în mână, iar la el, din punctul ăsta de vedere, se îmbină perfect toate. Mergând mai departe, vreau să vă vorbesc astăzi despre două nume din România pe care le apreciez, le stimesc, le respect și le admir din tot sufletul. Prima personalitate este Anastasia Soare. Am urmărit-o îndeaproape, ca să zic așa, fără să știe neapărat cineva, de multă, multă, multă vreme, pentru că mi se pare incredibil, ireal ce a putut să facă această femeie. Apropo de ce ziceam mai devreme cu spartul granițelor, a barierelor, te duci să începi o viață nouă în cu totul alt stat, continent și te trezești că, mamă, cine ajungi să fii și cât de important ajungi să fii. I-am urmărit interviurile de-a lungul timpului și mi se pare o femeie extrem de deșteaptă, nici n-avea probabil altfel cum să reușească. Mi se pare o femeie extrem de determinată, hotărâtă, care a muncit foarte mult, care a îmbinat tot ce înseamnă carieră și familie, viață personală. Și mi se pare că a construit un imperiu pe propriile ei forțe, deci se poate. Asta mă inspiră. Puterea cu care a reușit să facă asta este pentru mine ceva la care vreau să ajung. Vreau și eu să construiesc lucruri mărețe, să las în urma mea, nu știu, situații, habar n-am, cuvinte, lucruri care să rămână și care să fie de admirat de către ceilalți, pornind de la o simplă sprânceană. Cât de important e să fii omul potrivit la momentul potrivit, să găsești acel ceva ce nu există și să știi să-l transformi într-un imperiu. Sprâncenele.
De când lumea și pământul, toată lumea cu sprâncene, nimeni n-a sesizat că în make-up sprâncenele nu erau atât de bine puse în evidență și nu aveau parte de atenția de care trebuiau să aibă parte, având în vedere că, da, în zilele noastre, iată și cu ajutorul Anastasiei cu siguranță, am descoperit cât de mult conturează fața, sprâncenele perfecte, așezate superb, conturate conform formei feței tale. Anastasia a făcut asta. A găsit momentul potrivit pentru a se dedica acestui scop, acestui job și uite că a reușit să facă valuri în industria asta din toată lumea. Mi-a plăcut iarăși foarte tare la ea, o apreciez, o admir și nu știu dacă mi se potrivește neapărat pentru că nu știu ce urmează să facă Zian în viața asta, însă mi-a plăcut faptul că a reușit să-i stârnească pasiunea și fiicei ei, care acum evident că o ajută să conducă acest imperiu și iată că a și ajutat-o la un moment dat, pentru că da, Anastasia Soare și tot ce înseamnă lanțul de saloane, produsele și așa mai departe, ok, erau acolo, însă fiica sa în momentul în care a venit și a preluat frâiele, a reușit să-i creeze un boom de vânzări în tot ceea ce înseamnă businessul acesta. Bravo lor, se țin super aproape în familie, au aceeași pasiune și uite că reușesc două femei puternice să conducă lumea sprâncenelor sau a frumuseții, dacă vreți să zic așa. Mi se pare genial. Toată stima și respectul. Și având în vedere că a ajuns unde a ajuns, are cifra de afaceri pe care o are, o cunoaște toată lumea, la propriu gen toată lumea asta mare, femeia nu a uitat de unde a plecat. Nu a uitat cine este, de unde se trage, care îi sunt rădăcinile, cu mult bun simț, cu extrem de multă eleganță în absolut toate interviurile în care am văzut-o, realistă și bine împământenit așa. Asta înseamnă pentru mine o femeie de succes, cu o carieră de succes, pe care o admir și da, la care țintesc și eu. Și pentru că v-am spus că sunt două nume din România, sau mă rog, în showbizul românesc, nici nu știu cum să le încadrez, care mă inspiră în ordine aleatorie, nu neapărat în funcție de nivelul de inspirație. Teo Trandafir. Teo mi este colegă, mi-a fost profesoară la un moment dat și este omul de televiziune din România pe care l-am admirat de când eram mică și pe care l-admir enorm în continuare. Am mai avut imagini din astea iconice pe care le-am venerat și pe care le-am studiat în continuu în tinerețe, din România mă refer, dorindu-mi să ajung ca ele. În momentul în care le-am cunoscut, am ajuns să le cunosc, s-a năruit totul, s-a spart piedestalul și am ajuns la concluzia că nu e bine să ai idoli. Nu e bine să îți creezi un scop din a fi ca cineva, cel mai important este să fii tu. Asta nu regret niciodată, mi se pare că e o lecție pe care am învățat-o și care mi-a prins foarte bine. Dar la Teo lucrurile au stat diferit, pentru că în momentul în care am cunoscut-o m-am îndrăgostit și mai tare de ea. Am zis că m-am îndrăgostit? Am zis. Teo, te iubesc! O iubesc de mor pe Teo, este un om depus la rană. Este o femeie nucă deșteaptă, este genială, e o femeie pe care pot să o ascult vorbind cu orele fără să mă plictisesc, este o femeie de la care încă mai învăț. De fiecare dată când ajung la ea în emisiune sau sunt acasă și urmăresc emisiunile sau urmăresc pe rețelele de socializare, stau așa cu gura căscată și absorb fiecare cuvânt, pentru că fluiditatea cu care exprimă lucruri, pune întrebări, vocabularul imens pe care îl are pentru mine sunt un real exemplu, că iată, facem cumva același lucru. Iar pe lângă asta este un om care a fost lângă mine atunci când am avut nevoie. Spuneam că mi-a fost și învățător, cumva, profesor, pentru că am învățat de la Teo cum să fac această meserie, păstrându-mă pe mine în continuare autentică. Știm cu toții, sau mă rog, poate nu știm sau poate nu vrem să recunoaștem că showbiz-ul ăsta te cam fură, îți place mult lumina reflectoarelor, ești într-o lume, wow, începi să joci un personaj, ai un rol care îți place și la un moment dat rămâi acolo. Și ești un rol, ești un personaj. E nu.
Teo m-a învățat cum să rămân autentică, indiferent de proiectul de televiziune pe care l-am urmat. M-a învățat cum să-mi construiesc tehnica interviurilor, m-a învățat cum să-mi fac invitații, să-mi apropii, astfel încât să se simtă relaxați atunci când le adresez o întrebare incomodă, poate. Este omul care mă susține în continuare, este omul care mă privește cu dragoste și cu căldură. Este omul de la care, repet, în continuu mi se pare că am câte ceva de învățat. Și din toate aceste puncte de vedere, da, Teo Trandafir este un exemplu pentru mine, este un om pe care îl admir și care mă impulsionează. Mergând mai departe, o descoperim pe Michelle Obama. Omul care m-a impresionat de prima dată când am auzit-o vorbind și pe care am urmărit-o de-a lungul timpului, încercând să descoper lucruri care au legătură și cu mine și prin care reușesc să devin din ce în ce un om mai bun, mai implicat social, mai atent la problemele celor din jur, pentru că asta face Michelle Obama. Da, am descoperit-o la început ca soția președintelui Statelor Unite ale Americii, un exemplu de etică, un exemplu de stil, fashion, urmând ca mai apoi să îi descoper cumva interiorul, pentru că ne-a lăsat pe toți, și asta am apreciat și apreciez, să-i vedem și ne-a povestit cu sufletul deschis despre eșecurile pe care le-a trăit, despre subiectele pe care le lucrează în terapie, despre cât de greu i-a fost în viață și cum a reușit să se ridice. Și asta mi se pare esențial, să ne luăm astfel de exemple în viață de oameni care au trecut prin greu și care au reușit să transforme toată decăderea asta într-o nouă rampă de a se ridica, de relansare. Asta a făcut Michelle Obama, lăsând la o parte toate, iarăși, operele de caritate, implicarea social-umanitară și așa mai departe. Cred că asta e important să învățăm de la ea. Să ne deschidem sufletul și să recunoaștem că suntem oameni. Că am avut și momente proaste, că am făcut greșeli, că am fost și jos, dar că am reușit să ne ridicăm. Ăsta este exemplul pe care Michelle îl dă tinerei generații și acesta este exemplul pe care și eu consider că ar trebui să-l dăm tinerei generații. Nu aceste vieți perfecte cu care defilează toată lumea, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Se vor trezi tinerii din ziua de azi la 30 de ani că la primul impact cu, nu știu, absolut orice, vor fi doborâți, vor rămâne acolo, nu vor ști să se ridice. Decât cei care, prin natura lor, probabil au undeva în ADN această putere, ceilalți ce facem cu ei? Construim o societate de tineri infantilizați. Mă rog, stați că ăsta e un alt subiect, nu înțeleg de ce am intrat în el. Sunt toată foc aici și pară, pentru că și eu lupt alături de Michelle Obama și alături de multe alte zeci de voci care vor să se facă auzite și care vor să transforme lumea asta într-o lume mai bună. Lăsând asta un pic la o parte, o mai admir pe Michelle pentru puterea pe care o are ca femeie, nu puterea fizică, ci puterea de a fi o femeie extraordinară în spatele unui bărbat puternic și fabulos. Cum faci asta? Cum îl susții? Cum, când omul ăla are pe umeri, practic, toată lumea, sau mă rog, jumate din lume, că jumate a lor, un sfert din, cum faci să-l susții, cum faci să-l înțelegi, cum faci, trebuie să fii și mai puternică decât el, iar asta mi se pare wow, mi se pare că n-a greșit niciodată, din punct de vedere al vieții publice, atâta vreme cât a fost prima doamnă și nici după ce n-a mai fost. Și mi se pare, repet, că este un exemplu pentru noi toți. O ador și o urmăresc cu mare, mare atenție îndeaproape să văd fiecare lucru pe care îl face și poate vă mai povestesc despre asta. Cine știe, altă dată într-un alt vlog viitor. Deocamdată cred că am vorbit prea mult, dar sper că v-am captat așa un pic interesul și sper din suflet că v-am transmis așa un pic din lucrurile pe care le simt și le gândesc și pe care le-aș vrea pentru a face o lume mai bună. Dați subscribe, nu uitați, activați și notificările și vă iubesc. Și apropo, lăsați-mi și voi în comentarii numele oamenilor care v-au impresionat sau care, după care vă ghidați sau care vă plac. Alegeți voi, aștept comentariile. Vă pup și vă iubesc, ne vedem data viitoare!